prea aud. Mă gândeam că de la răceală, că-s răcit de câteva zile. Haideți să ne ridicăm pe picioare, că și voi m-ați ținut destul de mult în picioare. Vă țin și eu un pic să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu. Deschidem Cuvântul Domnului la 1 Samuel, capitolul 2, începând cu versetul 12. Unul din semnele că umbli în sfințenia lui Dumnezeu e că ești îndrăgostit de Cuvântul lui Dumnezeu. E că ai Cuvântul lui Dumnezeu la tine, la duci. Acum totul se raportează dacă e pe telefon, dar adu Cuvântul lui Dumnezeu cu tine. Ia-l cu tine, ține-l aproape, că Dumnezeu îți vorbește. Dacă nu ești cu gândul pe Facebook, Dumnezeu îți vorbește câte ceva și atunci cauți în Biblie, îți vine un verset, ți-l aduce aminte, ai vrea să citești ceva. Dacă e cineva care, nu, voi n-aveți din ăștia aici care te plictisezi la predic, atunci mai citești ceva din Cuvântul lui Dumnezeu. Dar aduceți Cuvântul lui Dumnezeu cu voi și mâine dimineață și mâine seară și de fiecare dată. 1 Samuel, capitolul 2, versetul 12. Fiii lui Eli erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul. Și iată care era felul lor de purtare, felul de purtare a acestor preoți față de popor. Când aducea cineva o jertfă, venea sluga preotului în clipa când se fierbea carnea, ținând în mână o furculiță cu 3 coarne, o vâra în cazan în căldare, în tigaie sau în oală, și tot ce apuca furculița lua preotul pentru el. Așa făceau ei tuturor acelora din Israel care veneau la Shilo. Chiar înainte de a arde grăsimea, venea sluga preotului și zicea celui ce aducea jertfă: dă pe întru preot carnea de fript. El nu va lua de la tine carne fiartă, ci vrea carne crudă. Și dacă omul zicea: după ce se va arde grăsimea, vei lua ce-ți va plăcea? Sluga răspundea: nu, dă-mi acum, căci altfel îți iau cu sila. Tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat, pentru că ne socoteau darurile Domnului. Și acum la versetul 22. Eli era foarte bătrân și a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul. A aflat și că se culcau cu femeile care slujau afară la ușa cortului întâlnirii. El le-a zis: pentru ce faceți astfel de lucruri? Căci aflu de la tot poporul despre faptele voastre rele. Nu, copii, ce aud spunându-se despre voi nu este bine. Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Dacă un om păcătuiește împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu. Dar dacă păcătuiește împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el? Totuși, ei n-au ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul voia să-i omoare. Tânărul Samuel creștea mereu și era plăcut Domnului și oamenilor. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Doresc în seara aceasta Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Mă bucur să fiu cu voi, nu m-am așteptat să fiți atâția în seara asta. Domnul să vă binecuvinteze, să vă răsplătească și să ne dea Domnul un timp binecuvântat în astea două zile cât vom sta împreună. Ați ales o temă interesantă, o temă frumoasă, dar o temă care ne provoacă. O temă care ne provoacă. Nu știu, n-am îndrăzneala, dar poate că n-ar fi rău să întreb: câți din voi vreți să plecați schimbați de cum ați venit? În zilele acestea, astăzi, mâine dimineață, mâine seară, uitați, se ridică mâini, Domnul să vă binecuvinteze. Știți că tema aceasta ne provoacă? Și acum vă spun ceva. E posibil, după ce o să încheiem seara aceasta, în urma ce-ți spun din partea lui Dumnezeu, e posibil să nu mai vii mâine dimineață, nici mâine seară. Și să pleci și să nu mai ai chef să vii. Dar vă spun ceva. Dacă nu vrei tu, Domnul are pe altul. Dacă nu vrei tu să te schimbi, Domnul are pe altul. Și în seara asta o să vorbim despre sfințirea în lumea modernă. Sfințirea întotdeauna a fost unitatea de măsură a lui Dumnezeu. Cu asta o măsura Dumnezeu slujirea. Dumnezeu a chemat în slujbă oameni imperfecți,
Când citești de Iov, da? Zice că Iov era un om neprihănit, dar nu era un om perfect. Iov nu a fost un om perfect, nu, dar a fost un om neprihănit. Dumnezeu, să țineți minte, nu cheamă oameni perfecți, că niciunul pe pământul acesta nu suntem perfecți. Singurul care a fost perfect a fost Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Domnului. Iov nu a fost perfect. Dumnezeu când se uită la tine, nu te vede perfect, dar vede ce poate scoate Dumnezeu din tine. Știți cum sunteți voi? Vezi o clădire, de câți dintre voi sunteți la arhitectură sau cu, vă ocupați cu designul? Uite, deja ridicați capul sus. E cineva aici care se ocupă cu designul? Să veniți la Timișoara, că avem facultate de arhitectură. Veniți și vă înscrieți. Veniți la tineret, la Elim. Bun. Noi, care nu suntem specialiști, ne uităm la o clădire căzută de încuiala de pe ea, toată, zicem noi, praf, ruină, și vine altul care e la arhitectură. Noi ne uităm și zice, domne, vânzătorul, ți-o dau ieftin, ia-o, că ia lui bunica, nu mai trebuie, e de la 1800. Vin eu care-s nespecialist și zic, nu-mi trebuie așa ceva, ce să fac cu ruina asta? Și vine unul care e specialist. Vine unul care a terminat arhitectura, care a terminat designul, care e proiectant de meserie. Când vede cărămizile alea, când vede cum sunt așezate, cum sunt puse în canci, în unghiuri, știi ce zice? Din asta îți scot o clădire, cum nu o să fie în tătă Baia Mare. De ce? Că numai un specialist poate face așa ceva. Când te uiți la tine, eu am trecut prin perioada asta. Perioada asta prin care treceți voi, e o perioadă în care ai foarte multe întrebări și eu mă tem de ziua de mâine ce o să vină de la voi. Mă tem foarte tare că trebuie să plec și acasă mâine seară. Mă țineți toată noaptea aceea să vă tot răspund la întrebări. E perioada în care te vezi incapabil, nebăgat în seamă. Ai vrea să fii remarcat, dar nu te bagă nimeni în seamă. Ai vrea să fii văzut și nu te vede nimeni. E o perioadă cu multe întrebări. E o perioadă cu multe tăceri, când nu vorbești cu nimeni. E o perioadă în cauți răspuns, dar dacă ți-ar da cineva răspuns fără să întrebi, pentru că simți că nu te înțelege nimeni. Dar spun ceva, dacă s-ar fi uitat Dumnezeu și să zică, da, într-adevăr, cu tine n-am ce să fac, dar Dumnezeu s-a uitat spre noi, s-a uitat spre mine. Acum vedeți că eu nu sunt foarte înalt, n-am fost niciodată la sala de fitness. Unii dintre voi am văzut că sunteți așa ca lebedele puternici, mergeți repede, așa, mersul vostru specific. Acum, n-am fost nici înalt, n-am fost nici capacitat fizic, nu știu ce să vă mai spun. Am crescut într-o biserică, noi am fost mulți în familie, eu am fost cel mai mic din 10. Și știți cum ești? Nu ai șansele care le au ăia care sunt numai 2, dacă tai că sunt mai și patron, dacă are și un pic de relații. Și să știți ceva? Mă uit în urmă, acum am fost la sărbătoare de 25 de ani a bisericii în care am crescut și m-am uitat, ori trecut anii, 25 de ani, m-am uitat cum am fost când am fost acolo în biserică și cum m-a ridicat Dumnezeu, cum a început Dumnezeu să investească, cum a început Dumnezeu să mă cheme la predicare. Știți ce le-am zis, fraților? Dacă era după mine, nici eu nu m-aș fi ales pe mine. Apoi altul. Dar știți ce e frumos? Că Dumnezeu alege oameni imperfecți să-i folosească în lucrarea lui perfectă. Dumnezeu are o lucrare perfectă. Știți care e problema? Noi o știrbim. Noi o torsionăm. Noi o strâmbăm. Dar lucrarea lui Dumnezeu e perfectă. Planul lui Dumnezeu de mântuire prin Iisus Hristos a fost un plan perfect. Dumnezeu nu a avut două planuri. Să zic că dacă nu reușesc cu planul A, o să merg cu planul B. Sfințenia, sfințirea au fost întotdeauna unitatea de măsură a lui Dumnezeu. Ceea ce a dat valoare conferinței, serii de duminică, duminică dimineața, joia, marța sau când mă mai strângeți, ce dă valoare îi prezența lui Dumnezeu. Dar întotdeauna Dumnezeu se prezintă acolo unde omul se sfințește. Dacă veți căuta, când Moise chema și primea poruncă de la Dumnezeu să-i adune, care Dumnezeu să le vorbească, totdeauna Dumnezeu îți spunea așa, sfințește-i astăzi pentru mâine, sfințește-i 3 zile și după aceea să se apropie de munte, pentru că abia Dumnezeu să vorbească ceva.
Știți ce vreme trăim? Trăim într-o perioadă, așa căutăm biserici, nu știu dacă aveți prin Baia Mare, dar aveți și voi pacii prin Baia Mare, din astea, biserici din astea care mergi, cum a fost, fain, super, dar n-ai înțeles, n-ai rămas cu nimic, numai tot aceleași cântări, tot aceleași motivaționale, că tu ești bun, tu poți, tu, știi? Pavel nu a zis că eu pot, a zis pot totul, dar nu eu, dacă sunt în Hristos. Și nu poți fi în Hristos nesfințit. În Hristos ești adăugat prin sfințire. Dacă nu, uitați-vă, îs bisericile astea care să n-au nicio autoritate. Îi unul tinerel, aranjat, da, mustață, bărbiță, acum băieții cu barbă, n-am nicio problemă cu voi. Poate că și eu mi-aș fi lăsat, dar nu-i place soției și atunci... Și nici păstorului meu și atunci o trebuie să... Dar nici n-am încercat să-mi las niciodată bani. Uitați-vă la anumite biserici. Dar poate nu la voi, la noi, în Timișoara. Îs biserici așa, nu cu lumină multă ca la Maranata. Lumină puțină, dar e un reflector puternic care bate pe scenă. Pe scenă acolo totul să se vadă. Cine? Un singur om. Un singur om. El dă tonul, se pare că dacă el nu e la biserică, parcă totul îi dărâmat, parcă totul nici nu-ți dai seama că Dumnezeu nu-i prezent acolo, știi că nu-ți dai seama atâta de bine și de perfecte îs intrările, îs momentele, la orice moment știe toți de la închinare ce trebuie să facă. Noi avem la noi la biserică o chestie interesantă, păstorul nostru știe ce spune, nu am nimic regizat, nu știu cum va fi seara asta, știu cine predică. Știu dacă cântă corul sau fanfara, asta știu. Dar zice, nu știu nimic din program. Pentru că programul și slujba îi aparține lui Dumnezeu. Și avem momente când trecem de ora 8, de cele mai multe ori, avem în momente când cântă fanfara o cântare și toată biserica simțim că zboară, se ridică sau coboară cerul în biserică, alte ori cântă orchestra o cântare care ne străpunge inima. De ce? Pentru că acolo unde nu știi ce trebuie să faci, acolo îți vezi dependența de Dumnezeu. Avem prea mulți doctori în programe, mă înțelegeți? Avem foarte mulți oameni buni care știu să organizeze. Seri de tineret, seri de evangelizare, noi știm, eu știu, echipa mea, eu cu echipa mea știu să organizez. Și prea puțin ne mai lăsăm conduși de Duhul lui Dumnezeu. Prea puțin ne mai lăsăm. De exemplu, eu vă spun, lucruri cu tinerii la noi la biserică. Mi-e și frică să le zic de o cântare. Mă, putem cânta o cântare, că dacă nu e pe program. Nu știu dacă sunteți și voi așa. Oricum vreau la urmă să cântăm o cântare, dar vă zic una cunoscută ca să nu vă zmusafir și nu vreau să vă pun într-o situație mai ciudată. Dar uitați-vă, suntem prea bine organizați și parcă suntem prea rupți de prezența lui Dumnezeu. De aia rugăciunea cu măi, de aia cântarea cu măi, nu știți ce ar trebui? Ei să nu se mai audă, noi să-i acoperim, noi să-i acoperim și o să ajungem imediat la lucrul acesta. Uitați-vă în biserică, iei o cântare, da? Cântă, dacă pui două persoane să cânte aceeași cântare, într-o duminică o cântă unul și într-o duminică o cântă altul, știi ce vei observa? Că la unul simți că plângi, și la unul nu simți nimic. De ce? Aceeași cântare. Aceeași cântare. O cântă cineva și caști. Ești obosit. N-ai chef de cântare. Și vine altcineva și o cântă. Și cântă toată biserica cu el. Știți ce face diferența între cei doi cântăreți? Știți ce face? Așa e și la predicatori. Așa e și la predicatori. Predică unul și zice, domne, o oră și când o trecut timpul? Știți ce face? Diferența? Prezența lui Dumnezeu. Relația care o ai cu Dumnezeu. Sfințirea care o ai în prezența lui Dumnezeu. Atitudinea cu care vine înaintea lui Dumnezeu. De aceea, ar vrea în seara aceasta să ne uităm, să vedem ce se întâmplă când omul se sfințește. Acolo se întâmplă ceva. Sfințirea. Când noi producem sfințirea prin apropierea de Dumnezeu în viața noastră, Dumnezeu nu stă nepăsător. Când omul s-a întors cu pocăință, când omului îi pare rău de lucrurile care le-a făcut, se întoarce înaintea lui Dumnezeu și începe să-și sfințească viața. Dumnezeu nu face cum face prietena ta, mă mai gândesc.
mă mai gândesc, mai sună-mă mâine. Mai dă-mi un bip, mai scrie-mi un mesaj și mă mai gândesc și tu îi scrii, te-ai hotărât. Și aștepți, vezi că te scrie, dar nu trimite, nu? Vezi pe WhatsApp. Dumnezeu nu face așa. Când omul se întoarce la Dumnezeu, așa o zis Iona de Dumnezeu, o zis, ești un Dumnezeu milos, ești un Dumnezeu bogat în bunătate. Ăsta-i Dumnezeu. Dumnezeu produce, le spun și tinerilor noștri. Nu te aștepta ca Dumnezeu să facă treziri în Baia Mare prin oameni care și-au pregătit deja un mormânt prin cimitirile din Baia Mare. Nu te aștepta că oamenii ăia și-au pregătit mormântul, ori scris numai să scrie data morții, urmași. În rest totul ilustruit, acolo. Nu te mai aștepta oameni care se uită spre mormânt, ci Dumnezeu așteaptă-te să te folosească pe tine. Dar uitați-vă ceva. În generația tânără sunt foarte puțini slujitori care își asumă riscul acesta. Umblarea cu Dumnezeu. Când e vorba să umbli cu Dumnezeu, să știi ceva, îți și multe opreliști. Tu nu mai poți merge să-ți faci concediu, nu mai poți merge unde mergeți voi, da? De ce? Pentru că tu ești chemat de Dumnezeu să fii oglinda lui Dumnezeu. De-aia e foarte greu să chem tinerii, că nu-ți vin. Abia vii mai în față cu un scaun, apoi să vii în lucrare. De ce? Pentru că Dumnezeu, și primul lucru care vreau să-l vorbesc în seara aceasta, referitor la copiii lui Eli, care au primit o chemare deosebită, primul lucru care vreau să-l ținem în minte în seara aceasta, este că Domnul dă ridicare, dar Domnul dă și responsabilități. Odată cu chemarea care o avem din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu dă și responsabilități. Întotdeauna când Dumnezeu îți spune, mă folosesc de tine, Dumnezeu îți spune că trebuie să faci și ceva anume. Dumnezeu nu ne cheamă fără responsabilități. Numai fiii lui Eli, de aia ori ajuns cum ori ajuns, de aia s-or comporta cum s-or comportat. Din pricina că ei ori trăit numai pe baza chemării, dar fără responsabilitate. Păi nu-i interesat, domne. Gândiți-vă, a fost șocant pentru mine, la vârsta mea, să vă citesc versetul ăsta, descris în Biblie, că voi sunteți tineri, adolescenți, spre maturitate. Zice că Eli era foarte bătrân, versetul 22, și a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul. Auziți? Și a aflat și că se culcau cu femeile care erau la cortul întâlnirii. Întrebarea e, ce căutau femei la cortul întâlnirii? Dacă te uiți în cuvântul lui Dumnezeu, la cortul întâlnirii nu erau implicate femeile. Dumnezeu a dat legi, a dat porunci. Dar lor le-a plăcut haina. O zise, haina faină, îs lider de tineret. Îs lider, eu acum, săracul, îi slab de, se vede coșul pieptului, dar iasă cu pieptul în afară. Cine el? Cine-i? Nu? Totdeauna când Dumnezeu ne dă o chemare, Dumnezeu ne și responsabilizează. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Dacă vrei să afișezi 2 Cronici, capitolul 36 cu versetul 23. Cir, împăratul Babilonului, vine cuvântul lui Dumnezeu și spune ceva extraordinar. Că Domnul îi dă, îl îmbogățește, îl ridică, dar Domnul îi și responsabilizează. Lasă-l acolo, versetul. Nu-l șterge așa, ești iute de mână, mă. Așa. Zice cuvântul Domnului, versetul 23. Nu 13. Așa vorbește Cir, împăratul perșilor. Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului. Auziți? Mi-a dat toate împărățiile pământului. M-a făcut mare și tare. M-a ridicat în funcție. M-a făcut lider. M-a făcut lider absolut. Când mă ridic eu, când organizez eu, când toți li se taie răsuflarea. Dar zice Cir așa. Și mi-a poruncit. Auzi, Domnul nu mai i-a dat. Dar ce treabă ai tu, mă? Eu îți dă 5 ani aici, de 50 de ani. Eu sunt pe tarla aici, nu? Întotdeauna Dumnezeu când investește în tine, să știi ceva, Dumnezeu cere ceva de la tine. Zice, Domnul m-a chemat, mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim. Mi-a dat și poruncă. Vedeți? Asta e chemarea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu, când noi ne sfințim, trebuie să înțelegem lucrul acesta. Te vei confrunta într-o zi cu chemarea lui Dumnezeu, mai repede sau mai târziu. Dar vă spun ceva, de obicei, pe voi și pe noi, Dumnezeu ne cheamă din copilărie.
De obicei Dumnezeu cheamă din copilărie. Dacă vii și zici, la vârsta mea, m-a întrebat unul, frate, ce chemare am eu din partea lui Dumnezeu? Zic către el, câți ani ai? Zice, 42 de ani, parcă așa mi-a zis. Zic, ești însurat? Zice, nu, du-te însoară-te. Domnul te cheamă să te însori. Păi mă gândesc, dar nu îmi dă și altceva. Îți dă, dar după ce te însori. El vrea să sară pașii, nu? Întotdeauna să țineți minte ceva. Dumnezeu investește de obicei din copilărie. Sunt tineri care se întorc mai târziu la Dumnezeu. Da, aceea e excepție. Dar tu care ești din familie de pocăiți, tu trebuie să știi încă din copilăria ta, tu trebuie să simți. Samuel o simți din copilărie. Samuel o simți de mic chemarea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu îi vorbea când Samuel era numai un tinerel, un copil. Eu te întreb pe tine, ca tânără și ca tânăr, ce ți-a vorbit Dumnezeu până acum? La ce te-a chemat Dumnezeu? La ce? Uită-te ce-a făcut diavolul din tine și parcă ți-s urechile înfundate, exact ca și la fiii lui Eli. Erau, nici nu interesa ce zice tatăsul. Nu interesa, domne, ei aveau numai dorința să facă. Ce doreau ei? Să știți ceva, uitați-vă că așa sunteți și voi, generația voastră. Să mă iertați, dar și dacă vă supărați, nici nu trebuia să zic să mă iertați. Supărați-vă. Uitați-vă ce generație sensibilă sunteți. Uitați-vă că nimeni nu vă mai poate spune nimic. Imediat te umfli, dar nu că te-o înțăpat o albină, nu? Imediat te superi, imediat nu-ți mai convine, imediat ți-ai luat jucăria și ai plecat. Imediat. Pentru că pe tine te deranjează dacă îți spune cineva ceva. Bă, dă-ți boxa mai încet, nu mai da ca și câinele ăla de pe... Știți, erau cei care aveți 40 de ani ca mine sau mai sus, erau daciile alea și erau un câine acolo în spate la Dacia pus și când dădea Dacia într-o groapă, câinele dădea așa din cap și... El nu simte nimic, dar el dă să bălângăre. Dar noi nu avem nevoie, aveți nevoie de chestii din astea? Aveți nevoie de chestii din astea? Noi vrem ca Dumnezeu să ne folosească, dar uite-te ce-ți cere Dumnezeu, ce-ți cere. Știți că noi suntem chemați să ne verificăm și atitudinea. Cu ce atitudine venim la casa lui Dumnezeu? Noi vrem să ieșim în evidență. Dom'le, toți din grupul de laudă și închinare sunt îmbrăcați cuvincios și arată cuvincioși și vine vedeta grupului. Vine vedeta, rupe toată seara. Microfonul ei cel mai dat la tare, cel mai la maxim și ea să vrea să fie văzută. Sau el vrea să fie văzut, nu? Toți sunt într-un rit, el n-are nicio treabă. El cântă partitura fără măsură. El n-are măsură, el n-are... Nu, dar așa e, nu știu dacă aveți așa. Așa e, uite, zic și ei. Nu te scoate acum, ai zis că așa e. Nu? Nu la voi, la noi, da, am înțeles. Știți că noi suntem chemați în vremea aceasta la sfințire? Sfințirea ne responsabilizează. Sfințirea nu ne lasă să mergem oricum, să tratăm oricum seara de tineret, să tratăm oricum lucrarea lui Dumnezeu. Nu vă rupeți! Aici e o problemă. Când am fost în America în 2018, am văzut o diferență mare în lucrarea de tineret a bisericilor. Domne, duminica era o biserică și lunea era altă biserică. Nici o treabă cu ceea ce a fost duminica. Nici o legătură cu slujba de duminică. Parcă a intrat în alt, deși era aceeași biserică, parcă a intrat în altă atmosferă. Totul era diferit. Numai gălăgie, numai totul era pe maxim. Dar știți ce lipsea de acolo? Slava lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu. Dacă vă rog ceva, umblați cu Dumnezeu. Pentru că e singurul mod ca să se întoarcă oamenii la Dumnezeu. E singurul mod. Când noi umblăm cu Dumnezeu, e singurul mod ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Le spun și tinerilor noștri, vă spun și vouă, prin voi Dumnezeu va lucra să se întoarcă tinerii la Dumnezeu. Avem o farmacistă care e nepocăită acum, de fapt e pocăită, că e la candidată la botez. În 26 o să avem botez la noi la biserică și am întrebat-o la cateheză, zic, cum de te-ai pocăit? O zic, n-am pe nimeni pocăit în familie. Păi și zic, din ce familie vii? Zice, de greco-catolici. Păi și cine te-a adus? Cum de-ai venit? Zice, m-a adus o colegă de-a mea. O colegă de-a mea m-a adus aici la biserică. Ea-i membră la voi la biserică? Zice, m-a adus aici.
Și zice, am fost mișcată de Duhul lui Dumnezeu, am fost mișcată de ceea ce se vorbea aici. Și am luat Biblia, am început să citesc. Și acum e candidată, printre zecile de candidați care avem, e candidată și ea la botez. De ce? Nu a făcut un lucru mare, fata aia. O văzut-o tristă, de aia le spun. Ai o colegă tristă, o vezi că e în depresie, o lăsat-o prietenul, are probleme acasă. Nu râdeți că astea sunt lucruri adevărate. Băi, o vezi că e în depresie, nu o lăsa până sare de pe clădire, o vezi că are gânduri negre. Spune-i, nu știu cum să te ajut, că și eu de vârstă cu tine. Nu știu ce, ai emoții, cred că ai emoții să te apropii de ea, că să-i spui de Dumnezeu. Dar spune-i așa, auzi, văd că ai probleme, nu știu cum să te ajut, dar vrei să vii duminică cu mine undeva, să te duc la cineva să vorbească cu tine. Și te rog, adu-o aici la biserică, când se gata biserica, adu-o la păstorul tău. Și spune, frate, uite, am o colegă, vă rog, rugați-vă pentru ea. Îi în depresie, părinții s-au despărțit, are probleme în viață, îi pe punct maxim de tensiune în viață, îi faceți ceva pentru ea. Și păstorul călăuzit de Duhul lui Dumnezeu va ști ce să facă pentru ea. Tu așa poți salva. Dar în momentul când tu te sfințești, Dumnezeu îți va da și curajul. Vor veni teste care vor trebui date în viață. Fiecare avem teste pe care le dăm înaintea lui Dumnezeu. Știți cum le biruim? Prin sfințire. Întotdeauna sfințirea o adus biruința în viața omului. Vă aduceți aminte de Estera. Femeia aceasta, tânăra aceasta, a fost aleasă împărăteasă la concurs de Miss, da? A fost aleasă. S-a folosit Dumnezeu de frumusețea ei ca să o aducă împărăteasă lângă Ahasveroș. Dar să țineți minte ceva. Numai o singură dată o folosi Dumnezeu frumusețea ei. Atât. Băi, Dumnezeu nu s-a mai folosit de frumusețe. Nu, o pus-o la teste. Tătă ziua, zici, știu ce am de făcut. Tătă ziua, te... Da? Îi numai în priză fenul și se vorbea cineva de... Vezi, omul necăsătorit, vede și frezele și coafiurile și... Nu? Care, nu știu care din tinerii aceștia ori zis, nu? Dar să știi ceva... Îs momente în viață când vei da teste. Și testele, să țineți minte, nu sunt ușoare. Știți din facultate, știți din școală, nu sunt ușoare, sunt grele. Vine cuvântul lui Dumnezeu, afișează-te rog Estera capitolul 4 de la versetul 13. Vine un mesaj de moarte și spune Mardoheu așa: duceți-vă, spuneți Esterei că toți vom muri, și noi, dar va muri și ea. Să nu creadă că ea va scăpa. Zice, Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei: să nu-ți închipui că numai tu, că ești faina din Susa. Tu ești vedeta. A zis Mardoheu, să nu crezi că ești vedetă, că Dumnezeu nu are vedete. Dumnezeu ridică pe cel ce se smerește. Dumnezeu ridică pe cel ce se vede jos, fără putere. Ești meche? Ești cu mușchi? Ești cu putere? Ascultă-mă, Dumnezeu se delimitează de oamenii mândri. Dumnezeu nu se încurcă cu omul mândru. Și vine Mardoheu și îi spune așa: să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii, pentru că ești în casa împăratului. Pune mai departe versetul 14: căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei, și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta Dumnezeu te-a ridicat. Prin frumusețea ta, prin înțelepciunea ta, Dumnezeu te-a ridicat pentru o vreme. Dar vine testul. Și auziți, îi spune Mardoheu, trebuie să faci ceva pentru noi. Și fata asta, dacă ar fi fost româncă de-a noastră, și știi ce zicea? Eu știu cum l-am cucerit data trecută. S-a uitat în ochii mei, a fost praf. Praf. Că m-am dat cu rimel, m-am dus de mi-o întins genele, sau nu știu cum faceți voi, da? Acum și băieții la coafură, Doamne... Te sperii ce mai auzim prin bisericile noastre, da? Deci, să e feminizarea bărbatului și masculinizarea femeii. Asta e o amestecătură. Estera, în momentele de cumpănă, nu apelează la lucrurile firești, nu încearcă să rezolve problemele spirituale cu rezolvări firești. Și Estera face ceva, pune versetul 17. Să vedeți ce spune femeia aceasta, 16, scuză-mă. Du-te și strânge pe toți iudeii, spune Estera, care se află în Susa, și postiți pentru mine, fără să mâncați nici să beți 3 zile, nici ziua, nici noaptea. Și auziți acum,
și eu voi posti odată cu slujnicele mele. Știi ce spune? Aici e o problemă spirituală. Vine vremea, drag tânăr, când vei avea probleme spirituale. Când vei avea probleme în care ai nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Și va trebui să știi ce trebuie să faci. Eu o știut că dacă apelează la resursele astea omenești, nu se va rezolva problema și vor muri toți. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele, apoi voi intra la împărat în ciuda legii. În ciuda legii voi intra la împărat. Și dacă va fi să pierd, voi pieri. Uitați-vă ceva. Dumnezeu investește în ea. Ea se sfințește și e gata să-și asume responsabilitatea, e gata să plătească cu viața. Pentru că în momentul când noi ne sfințim, noi avem exact direcția care trebuie să o facem, exact pașii care trebuie să-i parcurgem. De aceea suntem chemați în vremea aceasta să înțelegem că Dumnezeu investește în noi, dar Dumnezeu ne cheamă și la responsabilitate. Suntem chemați să trăim responsabil. Slăvit să fie numele Domnului! Spuneam ceva mai devreme că suntem foarte sensibili. Nu știu de ce, și băieți și fete. Domnule, eu am trăit într-o generație care nu puneai multe întrebări. Noi n-am avut Q&A. Noi n-am avut, noi numai A, răspunsuri. Nu apucam să punem întrebările. Dacă ziceai, auziți, dar de ce? Taci din gură. Te mai răspund, mai spuneai ceva? Acum, îl vezi că dacă îi spui ceva... Scriu eu pe grupul meu. Scriu eu, le spun eu, le spun. Da? Știți că suntem sensibili? Suntem sensibili. Vă spun ceva. Dacă trăiești în sfințenie, în momentele delicate, vei face liniște în viața ta. Și vreau să spun, vă spun un exemplu. Avem la noi la biserică doi tineri, mai mulți, dar doi tineri, băieți, doi băieți, care într-o zi cineva i-a supărat. L-am dat exemplu ăsta și la noi la biserică. Le-am zis că nu le spun numele, dar toți tinerii știau, se uitau spre ei, că îi știau, ei nu s-au supărat că sunt prietenii mei. Într-o zi m-au oprit și au zis, frate Dani, gata, plecând de la biserică. Mă, stați mă, ce aveți? Nu, ne-au supărat, băi, stai mă un pic, mă, cum pleci așa? Nu, domne, înțelegi că eu nu mai stau, sor. Bă, veniți jos la subsol, la beci, la subsol. Ne-am dus toți trei acolo într-o sală, am închis ușa. Hai să vorbim, ce-i baiul? O zic, păi ăla ne-a supărat, ăla, bun, stai așa. Zice, nu ne convinge. Nu, să nu ne convingi să rămânem, că nu mai stăm, noi plecăm. Mă, dar nu vreau să vă conving să rămâneți. Puteți pleca cum vreți voi. Dar vreau să vă rog un lucru, le-am spus așa. Vreau să vă rog un lucru. Nu vreau să vă conving să rămâneți. Vrei să pleci? Du-te, domne, liniște. E liber toată lumea să plece. Unde vrea să se mute, oricum nu-l poți opri. Dar le-am zis așa, băieți, ascultați-mă, nu plecați sub presiunea de moment. Mergeți acasă, liniștiți-vă, rugați-vă și stați, domne, liniște. Stai cu capul în tavan și te gândești, mă, plec sau nu plec? Dar nu plecați sub presiune, nu da răspunsul acum. Dacă vrei, mâine, poi mine vine și îmi spune, bă, m-am hotărât, totuși plec. Da, foarte bine. Dar nu lua decizia sub presiune. Nu lua, du-te, roagă-te. Vezi dacă Domnul te călăuzește să pleci. Du-te, Domne, liniști, că e planul lui Dumnezeu, înseamnă să te duci în altă parte. Bine, m-au ascultat. Ori plecat amândoi acasă, după 2-3 zile, unul din ei, mă întâlnesc cu el, zic, ce faci? Zice, m-am hotărât. Și? Ce ai hotărât? Zice, nu plec. Nu pleci? Nu. Zice, m-am dus acasă, m-am rugat și Domnul mi-a vorbit să nu plec. Păi, zic, te apreciez. Deși mă așteptam ăsta să plece. Și zic, să știi că te apreciez, că ai avut maturitate, deși e tinerel. Ai avut maturitatea să mă asculți. Nu să faci ce zic eu. Numai să mă asculți, să faci liniște. Să faci liniște, te duci, te rogi. Și zic, ăsta la ce știi de el? Păi, o plecat, nu v-o zis. Nu. Zice, o plecat, nici să mai audă, nu mă, gata. Mă, treaba lui. Unul a rămas și alălalt a plecat. După vreo 2 luni de zile, 3 luni într-o seară de tineri, văd pe cineva în spate, cu mâna pe sus, se ruga. Când mă uit, știi cine era? Ăla ce-o plecat. O veni înapoi. Când l-au văzut tinerii, ai venit înapoi, ai venit, nu poți tu fără noi. Cine te primi? A început un pic să-l șmirgluiască.
Cine crezi că stă cu brațele deschise? Cine crezi că îți pune preșul roșu, nu? Când pleci, se pare că dincolo e mai bine. Ascultă-mă, s-ar putea să nu fie voia lui Dumnezeu. Dacă îi, du-te, Domne. Dar ascultați-mă, suntem chemați în vremea aceasta să avem puterea și maturitatea, pentru că noi ducem biserica în închinare. Tu și cu mine, noi o ducem în închinare. Să avem maturitatea să trecem peste piedici. Păi dacă David se bloca în frate-su, păi mai ușor a fost să-l învingă pe Goliat decât să-l învingă pe frate-su. Dar știți cum o rezolva cu frate-său? Nu și-a pus mintea cu el. Nu și-a pus mintea cu el. Și-a văzut de treabă și l-a lăsat în pace. Nu și-a pus mintea cu el. Pentru că a venit și a zis, a, te știm noi, vrei să te dai șmecher, vrei să te dai mare, ai venit să-ți faci selfie, ai venit să vezi lupta. Ori a început să-l batjocorească, ori mâncat mâncarea care o adus-o David și după aceea a început să-l batjocorească. Ori a adus cașuri, unde sunt oile tale alea puține, cu cine le-ai lăsat? Dar Biblia spune că David a lăsat la cineva oile în grijă. A, dar imediat ori a început să-l batjocorească. Știți ce a făcut? Și dacă am luat ceva pentru sufletul meu din experiența lui David, am luat lucrul acesta. Știți ce a făcut? Nu și-a pierdut energia să stingă focuri care se sting de la sine. Știți că sunt focuri care trebuie să chem pompierii, dacă, sau să pui mâna pe găleată, că le-a nu le poți, nu se sting de la sine. Dar îți, Domne, focuri mici în curte, un pic de iarbă. Domne, nu-ți mânca energia cu focuri care se sting de la sine. Te-o jignit. Du-te, Domne, înainte, că o să vină în viață, ascultați, tineri dragi, o să vină în viață probleme mai mari decât focul ăla mărunt. Ai da orice peste ani. Să-ți mai bine să spună cineva un cuvânt, să te mai jignească. Mai bine treci prin ce ai trecut atunci decât problemele mari cu adevărat care o să le ai în viață. De aceea te rog, înaintea lui Dumnezeu, nu-ți murdări inima, nu-ți murdări mintea cu focuri care se sting de la sine. Lasă-le să se stingă. David, când a fost jignit, a fost omul care a avut puterea să meargă mai departe, să treacă pe lângă foc. Lasă-l, Domne, că se stinge. Vă întreb, s-o stins? S-o stins. Frații lui au rămas de rușine. Au rămas de rușine. Pentru că în momentul când tu ai puterea să mergi înainte, știi cine ți-a apărarea? Dumnezeu. Dumnezeu ți-a apărare. De aceea te rog, păstrează-te înaintea lui Dumnezeu și păstrează sfințirea și înțelege că Domnul dă ridicare, dar Domnul dă și responsabilități. Nu fi ca și fiii lui Eli, pe care nu-i mai poate corecta nimeni. Nu le mai poate spune nimic. Știi ce e interesant? Când au ajuns ăștia în funcție, zici că au avut dopuri în urechi. Îi spunea tată, mă, opriți-vă, băieți, copii. Ăștia nu înțelegeau nimic. Știi că sunt unii din tineri, eu vă spun acum din partea Banatului, nu de la voi. Sigur n-aveți din ăștia aici. Îl vezi? Că îi spui, băi, omule, ați dat, Domne, boxele alea, ați bătut. O bătut și ăsta în seara asta aici. Dar o bătut bine, Domnul să-l binecuvinteze, ăsta-i băiat pocăit. Dar îi spui ceva, măi, îmbrăcați-vă, nu veni cu, nu știu, nu vreau să dau exemple, da? Și-l vezi că stă. Nu se uită la tine. Așteaptă să gați, că nu-l interesează ce îți spui tu. Nu-l interesează. Nu te aștepta cu atitudine din asta ca Dumnezeu să se folosească de tine. Nu aștepta. Vine vremea când Dumnezeu vrea să te zdrobească, ca să te ridice, ca să scoată aroma din tine, exact ca și strugurele, roșia. Degeaba miroși roșia, o iei din piață și o pui la nas, că nu miroase. Știi când își dă, își emană mirosul și parfumul? Când e zdrobită. Noi vrem să fim mari lucrători pentru Dumnezeu, dar nezdrobiți. Dumnezeu întotdeauna ne trece la teste. Și îmi doresc toți care sunteți la Maranata în seara asta să luați testele și să luăm testele înaintea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Când ne sfințim, Dumnezeu are plan cu noi, dar are și responsabilități pentru viața noastră. Mai e ceva. Dumnezeu întotdeauna folosește slujitori care au trecut pe la cruce, care au avut o întâlnire cu Dumnezeu. Știți ce e dureros? Că avem oameni care se ocupă de programele noastre. N-au o întâlnire cu Dumnezeu. N-au o viață de rugăciune. Ei au treabă cu programul lor, cu părticica lor. Auziți ce spune cuvântul Domnului, versetul 12. Fiii lui Eli erau niște oameni răi. Și spune, nu cunoșteau pe Domnul. Păi, Domne, ce cauți acolo? Frate, eu sunt bun cântăreț.
Eu am terminat la operă, eu s-am angajat, eu am voce aici pe Baia Mare, cel mai grozav. Dar Dumnezeu n-are nevoie de așa ceva. Zice că Domnul, pentru că ăștia nu-L cunoșteau pe Domnul și nu se sfințeau, Domnul, zice Biblia, căuta să-i omoare, căuta să-i înlăture. De aceea vreau să vă spun ceva, că Dumnezeu ne cheamă să avem un moment zero. Și poate că mâine seară o să fie poate un mesaj de evangelizare pentru sufletele noastre. Dar eu aș vrea până mâine seară să iei o decizie în seara aceasta. Dacă vrei să fii folosit de Dumnezeu, treci întâi pe la cruce. Să ai un moment zero. Auziți ce spune cuvântul Domnului în capitolul 3, din 1 Samuel, versetul 4. Spune cuvântul Domnului așa: atunci Domnul a chemat pe Samuel și el a răspuns: iată-mă. A fost momentul zero. Când Dumnezeu se întâlnește cu Samuel și Samuel se întâlnește cu Dumnezeu. A fost un moment zero pentru viața lui Samuel și Dumnezeu începe să-l ridice. Fiii lui Eli nu au avut moment zero. Aș întreba, dar să nu ridicați mâna, niciunul. Câți fii de-a lui Eli nu aveți în seara asta aici? Care n-au nicio relație, nu simt nimic pentru Dumnezeu. Dar simt pentru cântare, simt pentru grup, simt, dar ei nu simt nimic pentru Dumnezeu. Dar sunt convins că sunt și tineri care au avut un moment zero în viața lor, în care l-au chemat pe Domnul în inima lor, în care l-au chemat pe Dumnezeu și au zis: iată-mă, Doamne, iată-mă, spune-mi ce am de făcut, investește în mine, că sunt gata să te ascult. Toți oamenii lui Dumnezeu au avut un moment zero și își aduc aminte de momentul zero. Samuel și-a adus aminte de momentul din templu. Da, Saul din Tars a avut drumul Damascului. O avut un moment în care o îngenunchiat, o căzut jos, o căzut la pământ. Ochii erau întunecați și auzea o voce care îi vorbea. Și a fost momentul zero. N-am știut, n-am fost niciodată la dumneavoastră, deși păstorul vostru m-a sunat de mai multe ori să vin. Dar m-am rugat săptămânile acestea și mai ales săptămâna aceasta, pentru seara aceasta. Și am zis: Doamne, fă la Maranata să fie un punct zero pentru generația tânără. Baia Mare are nevoie de Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie de tine ca să te folosească pentru Baia Mare. Dar nu te poate folosi până n-ai un moment zero. Până n-ai un moment în care te apropii de Dumnezeu și să spui: ăsta sunt, cu viața murdară. Ăsta sunt, Doamne. Fă ceva cu viața mea. Să fie momentul în care să-ți recunoști ruptura, nu de pe blugi, ci din suflet. Să-ți recunoști patimile și poftele și mizeria din viață și să spui: Doamne, ăsta sunt. O venit în Ioan capitolul 4, o venit Domnul și s-a întâlnit cu femeia samariteancă. Și uitați-vă ce ciudat, același duc de peste femeia asta e și peste generația tânără. O întreabă cu apa, cu găleata, dăm să beau și au o discuție acolo, da? Și la un moment dat zice femeia: cu închinarea, vreau să mă închin și eu. Vrei să te închini? Da. Cheamă-l pe bărbatul tău. În momentul ăla o pălit. Totul, de unde știi, de ce vrei să zici? Păi, cheamă pe bărbatul tău. Păi, n-am bărbat. Bine ai zis, o zi, Domnul, că cinci bărbați, de unde știi că am cinci bărbați? De unde? Doamne, stai, nu mă întreba asta. Eu vreau să te întreb, cu închinarea, unde că nouă ne place? Așa ne place să ne închinăm. Unde mai e conferință de tinere? La munte? La Maranata? Noi vrem conferințe de tineret. Și zice Domnul: cheamă pe bărbatul tău. Unde? Că iudeii spun că la Ierusalim, alții spun că pe munte, alții spun că în alte părți. Noi nu mai știm, noi vrem închinare. Și a zis Domnul: nu mă interesează închinarea până nu-ți rezolv problema. Până nu se rezolvă problema sufletului, nu mă interesează închinarea ta, că ai avut cinci bărbați, cinci certificate de divorț. Și zice al șaselea, stai cu el în concubinaj. Dar pe tine te interesează închinarea, cântările. Uitați-vă că același duh în vremea aceasta. Nu ne interesează, Doamne, cum trăiești. Nu ne interesează că e divorțată. O băgăm în grup. O băgăm cu noi, la grup, că are voce. Doamne, a fost. Cu aia vrei să ieși în față. Cu ăla vrei să ieși în față. Avem prea mulți care trăiesc în mizerie, care vor să fie în față. Și știți ce-i rău, tineri dragi? Îi aplaudați. Aduceți
muzica lor din America și știi că e homosexual, da? El cântă. Cântă și ați adus. Știu că e greu ce vă spun, de-aia vă spun. S-ar putea dimineață să fim numai noi doi. Acum eu mă aștept și la asta. Tu pui întrebări sau pun eu și îmi răspunzi tu. O rezolvăm cumva și ne dăm premiile unul altul că am reușit să biruim, să mai venim odată la biserică. Știți ceva? În momentul când tu te unești cu astfel de persoane, Duhul tău e mișcat la cântările unei astfel de persoane. Știi că e o conexiune a duhurilor la nivel de duh? Spunea păstorul nostru acum într-o zi la biserică. Sunt persoane care sunt purtătoare de duhuri, de duhuri necurate. Și vin și-l aruncă pe tine. Stai cu el de povești, îi asculți, trăiește în mizerie, îl aprobi, îi dai like și tu ești, s-o arunca pe tine. Tu ești în stare de, nu simți nimic pentru Dumnezeu, îi asculți muzica. Și Domnul știi ce spune? Adevărați închinători se închină Tatălui cum? În duh și în adevăr. Până nu aduci viața la cota zero înaintea lui Dumnezeu, poți să cânți pe Baia Mare să fii cel mai tare. Să fii cea mai tare, grupul tău să bată topurile. Dumnezeu îi scârbit de cântăreți din ăsta. Dumnezeu îi scârbit de grupuri din ăștia. Știți ce slujitori, ce închinători caută Dumnezeu în vremea aceasta? În duh și în adevăr. Oameni care îl întâlnesc pe Dumnezeu. Oameni care îl cunosc pe Dumnezeu. Că Domnul se folosește, Domne, de ea. 5 bărbați au avut, nici n-ai vrea să fie mătușă cu tine. Neam cu tine. N-am fi vrut să o luăm la noi în biserică, pe femeia asta. Știi ce spune? Da, Doamne, asta sunt. Asta e viața mea, asta e mizeria sufletului meu. Nu a început să dea vina. Primul, Domne, ăsta a fost șmecher. Primul de ani divorțat, mă bătea. Ăsta venea băut, lucra la mină, la cavnic, nu? Și îmi venea băut, nu mai puteai să te înțelegi cu el, n-am mai putut rezista. Al doilea, să băga mamă sa între noi. Se băga soacră mea, ne făcea praf, ea ne-a distrus căsnicia. Femeia asta, când l-a întâlnit pe Hristos, n-a început să caute scuze. Știi, Doamne, eu nu m-am putut sfinți din cauza lui fata aia, din cauza lui băiatul ăla. Femeia asta nu caută scuze. Femeia aceasta se prăbușește. Și știi ce spune? Că își lasă găleata la fântână. Cum, Doamne, că ai venit cu găleata să scoți apă? Cum de-o lași la fântână? Știi ce reprezintă găleata la fântână? Lasă viața veche acolo. Și intră în Samaria o femeie schimbată, care toată Samaria se pune în mișcare din pricina cuvintelor ei. Niciodată nu te aștepta cântarea ta să miște, rugăciunea ta să miște, îndemnul tău să miște, dacă tu nu ești mișcat întâi de Dumnezeu. Am predicat nu de mult despre Rut și de Naomi. Ăstea două femei flămânde, una moabită cu soacră sa împreună, văduve amândouă, rupte de foame și slăite de sărăcie. Se întorc din țara Moabului în Betleemul din Iudeea, da? Se întoarce la Betleem, la casa lui soacră sa și spune Biblia ceva, că toată cetatea s-a pus în mișcare. Acum vă spun, v-ați tălăudat cu afișe și chiar ați făcut și m-a spus și pe mine să vă fac un video și v-ați dat interesul. Și n-ați reușit. Și n-am reușit nici noi la Timișoara. Și niciunde nu s-au reușit, ci au reușit astea două femei. Știți ce au făcut? Au pus o cetate în mișcare. O cetate! Toată lumea a oprit aragazul, cuptorul cu microunde, nu mai cocea nimeni nimic, nu mai spăla nimeni pe jos. Toată lumea a ieșit să vadă femeile astea două. Zice, când au intrat în cetate, toată cetatea s-a pus în mișcare. Ori veni să le vadă, nu le venea să creadă. Cum, Doamne, că n-au avut Facebook, n-au avut pagine de Instagram, să zică urmăriți-ne, urmăriți-ne că suntem pe drum. Nu! N-au avut pagine de Instagram, n-au avut TikTok. Dar știți ce au avut? Au avut o inimă schimbată de Dumnezeu. Într-o zi au capitulat înaintea lui Dumnezeu și s-au hotărât să se întoarcă. Soacră să-i spune, eu mă întorc înapoi în țara mea, acolo la binecuvântare. Și vine noră sau o femeie moabită care nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Și spune, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Eu merg după tine, eu vin după tine. Păi când încep să umbli cu Dumnezeu, știi ce face Dumnezeu? După ce te mișcă pe tine, începe să miște lucrurile în jurul tău. De ce, Doamne, colegii tăi nu te întreabă? Doamne, de fată, tu, e ceva cu tine, tu ești diferită de noi, de ce nu te întreabă nimeni? Știi de ce? Că tu nu ești mișcată de Dumnezeu, tu nu ești mișcat de Dumnezeu. Când ești mișcat de Duhul lui Dumnezeu, știi ce se întâmplă?
se mișcă lucrurile și în jurul tău. Femeia aceasta, femeia samariteancă, a fost mișcată toată Samaria din pricina ei. Că acolo, la fântână, ea a fost mișcată de ceea ce îi spunea Dumnezeu. Eu vreau în seara asta să nu fii mișcat de mine, ci să fii mișcat de cuvântul lui Dumnezeu. N-aș vrea să porți un nume din Biblie, să fii un tânăr în care Dumnezeu să fi vrut să investească și tu să pleci de aici să fii cu țigară în mână, să fii cu băutura, să fii cu jocurile de noroc, să fii cu... Nu mai amintesc, că n-are rost să le amintesc, că le știți. De ce? Când poți avea în seara asta un moment zero, să spui Domnului, Doamne, vreau din seara asta să încep cu Tine. Vreau din seara asta să las găleata vieții mele, să nu mă mai uit în ea. Pentru că ea a venit să scoată apă, era sete și a uitat de sete. Pentru că în inima ei a început să curgă râuri de apă vie. În inima ei a spus Domnul, dacă ai fi știut cine ți-ar fi cerut, tu ți-a cerut, tu i-ai fi cerut și el ți-ar fi dat apă vie. În momentul acela când spune, dă-mi și mie apa aceasta, în momentul acela inima ei începe să se umple de apa vieții, de apa schimbătoare, apa mântuirii. Aș vrea în seara aceasta să înțelegi, când te pui la dispoziția lui Dumnezeu și lași mâna lui Dumnezeu să miște sufletul tău, în momentul acela tu începi să te sfințești. Și zici ce se întâmplă? Oamenii în jurul tău vor recunoaște că ceva îi cu tine. Și atunci vei putea să ai influența asupra lor. Dacă tu ești mecheraș, tu ești băiat de cartier, tu ești băiat, tu ești cu toată lumea, dar n-ai chemat pe nimeni la biserică. Îți spun, tu n-ai fost mișcat de Dumnezeu. Nu ai cum să fii un om al lui Dumnezeu și cei de lângă tine să nu știe că tu ești pocăit. Să nu știe că ești pocăit. Și atunci, dacă ei știu că tu ești pocăit, știi ce se întâmplă? Ei vor întreba la moment de necaz, omule, tu cum răzbești? Tu cum reușești să treci peste? Cum ai trecut prin probleme? Și în momentul în care să le spui oamenilor ce a făcut Dumnezeu în viața ta, dar asta e marea... Marea durere, că avem oameni închinători care vor la biserică să se închine și biserica să-i crească lui reputația. Ați înțeles? Oameni care... M-a sunat cineva de la noi, de la tineret și a zis, frate Dani, zice, avem pe unul de la Vocea României, zice, s-o pocăi și vrea să vină la noi, la tineret, să aibă mărturia. Eu am așa o durere de stomac când cineva se îmbie, știi? Vreau să vin la voi la biserică. Lasă că te chemăm noi, dacă... Nu... Dacă ne pune Domnul pe inimă, te chemăm noi. Zic, dar unde o cântat ăsta? Zice, la Vocea României. Mi-e frică de ăștia, mă. Cine știe ce spune? Nu că o zis că neapărat vrea să asculte, să vină să spună mărturia lui. Știi care e problema? Când tu te inviți, acolo e o problemă. Zice că Samuel a fost ridicat de Dumnezeu și nu s-a invitat niciunde. Dumnezeu l-a făcut cunoscut fără să se invite el. Zice, tot Israelul a cunoscut că Domnul ridicase pe Samuel, că Domnul l-a pus proroc. Lasă că n-ai nevoie de oameni care să-ți lucreze la imaginea ta. Tu nu trebuie să-ți ridici imaginea ta cu lucrarea bisericii, ci imaginea lui Dumnezeu trebuie să fie ridicată prin tine. Noi suntem oglinda lucrării lui Dumnezeu. Când Dumnezeu se uită la noi, oamenii văd lucrurile acestea, că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Noi suntem exact oglinda lui Dumnezeu. Dumnezeu se uită la noi și noi reflectăm imaginea. Frate, eu sunt căutat, eu sunt urmărit. Noi nu vrem să fim, nu noi trebuie să fim urmăriți, înțelegeți? Ci totul să cadă pe imaginea lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie proslăvit în lucrul acesta. În tot ceea ce facem noi, să se vadă Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Vreau să am un cuvânt pentru cei din față, care vin cu un îndemn, cu anumite lucruri care aduc apor la lucrarea lui Dumnezeu. Fii atent că trebuie să ai o întâlnire cu Dumnezeu. Pe chipul tău se vede dacă ești întâlnit cu Dumnezeu. Pe fața ta se vede lucrul acesta. De aceea trebuie să fii atent la multe lucruri, că oamenii nu-ți ascultă numai cântarea. Trebuie să fii atent la mai multe lucruri. Nu căuta să ieși tu în evidență. Lasă-L pe Dumnezeu să fie văzut. Trebuia să ziceți toți amin. Lasă-L pe Dumnezeu să fie văzut. Vă dau un exemplu. Să vi-l dau, să nu vi-l dau. Avem câte unii, câte una, câte unul, microfonul la 2 metri, la 1 metru. Ați înțeles? N-are stare. N-are stare.
Nu se roagă la rugăciune, dar se roagă la cântare. Ați văzut tineri care se roagă la cântare și cântă la rugăciune. Dar asta e generația tânără. Asta e generația tânără. Nu se roagă când ne rugăm, se roagă când cântăm. Cântă când ne rugăm. Vreau să vă spun ceva. Toți, nu știu, prin bisericile voastre, cei de pe bancă, noi ne uităm la voi. Noi ne uităm la voi. Voi ne duceți în închinare. Să știți că sunteți responsabili dacă ne rugăm pe bancă. Suntem responsabili, sunteți responsabili să ne rugăm din cauza că voi vă rugați aici în față. Noi ne rugăm ca lucrarea să iasă bine. Dar dacă vezi că ăla care cântă, ăla nu se roagă, ci își caută foile, le învârte, nu le mai găsește, mai... Păi dacă e moment de rugăciune, știi ce trebuie să facem? Să ne rugăm. Dacă e de cântare, să cântăm. Nu ieși în evidență, nu ieși peste ăia. Boală și la noi, la predicator, domnule. Atâta ne manifestăm, suntem gata să ne punem pe burtă. Numai să vadă lumea ce ne obosim noi, cât ne dăruim noi. Nu, accentul să nu cadă pe noi. Am făcut odată o greșeală la predică. M-am scăpat odată și am zis așa, fraților, sunt foarte obosit de pe drum, că am avut câteva seri de plecat și soția mea era pe bancă. Și când am terminat, i-am zis, zic, Domnul să-mi dea putere și nu știu ce, toată biserica, amin? Când merem acasă, în mașină, eu conduceam, așa gândindu-mă la ce bine a fost la biserică, zice către mine, auzi, să nu te mai aud că tu spui că ești obosit. Stai acasă, Domne, dacă ești obosit. Noi nu trebuie să știm că tu ești obosit. Ce ne interesează pe noi că tu ai umblat 4 seri de evanghelie, sau 2 seri, sau indiferent cât. Nu ne interesează că ai făcut kilometri. Biserica nu-i curioasă asta. Dar nu așa cu vocea asta, o zis soția mea. Frumos. Acum eu m-am agitat. Înțelegeți? Eu zic, dar nu ne interesează cât ești tu de obosit. Noi am venit să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Nu să-ți plângem ție de milă. Credeți că am mai zis vreodată de atunci? Niciodată n-am mai zis. Știți că suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu. Dacă ieșim noi în evidență sau iasă Dumnezeu. Când te sfințești și trăiești în sfințire ca să împodobești casa lui Dumnezeu, nu prin frumusețea ta, nu prin cât te manifesti, opriți-i, scoateți-i din grup, dați-i afară, nu vă fie rușine. Oamenii ăia vă împiedică în lucrare, oamenii ăia care ies în evidență, ei s-au pus în mijloc, acum nu-i vorba de voi, ăsta. Sau el s-au pus, el se manifestă, totu-i numai... Eu nu știu cum de nu-i paracetamol, după ce o dat o oră în continuu din cap, în stânga și în dreapta, cum nu te doare capul, nu? Totul vrea să cadă pe ea. Toată imaginea să cadă pe ea. Noi nu asta vrem. Un om care se sfințește, știți ce caută? Caută să se vadă slava lui Dumnezeu. Să putem să coborâm slava lui Dumnezeu prin sfințirea noastră și noi știți ce să facem. Exact ce a făcut Ilie când a coborât foc din cer, după aia a luat-o la fugă. După aia a luat-o la fugă. Și poporul striga așa, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Aș vrea mâine seară, știi ce să putem spune? Referitor la seara asta și la ziua de mâine, știi ce să spunem? Domnul e adevăratul Dumnezeu. Să putem striga, Domnul e adevăratul Dumnezeu. Să putem spune mâine seară, plecând liber din locul acesta, începând din seara asta, să strigăm și să spunem, Domnul e adevăratul Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Nu te manifesta, ai grijă la manifestări. E un trend din ăsta. Nu vreau să-l spun cu mâini, că am văzut că transmiteți live și după aia mă primesc eu. Ați înțeles? Dar să știți, nu-i din partea lui Dumnezeu. Îs manifestări care n-au legătură cu spiritualitatea. Nu le mai manifesta, Domne. Știi când ai voie să te manifesti? Vrei să dansezi? Poți dansa cu o singură condiție. Știți când? Când aduci chivotul lui Dumnezeu. Aduc chivotul lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu te va face să dansezi. De câte ori a dansat David în viață? Odată. Că atunci au adus chivotul lui Dumnezeu. Atunci. Dar dacă tu te tot sopăi, te tot manifesti, te tot îl anunți din partea lui Dumnezeu. O să vorbesc un pic la final de Pavel și de Sila. Păi ăștia au coborât slava lui Dumnezeu în temniță, nu la conferința de tinere. Nu s-au apucat să țopăie. Nu. Nu asta vrem, nu vrem să țopăim.
Nu vrem să sărim de pe un picior pe altul. Nu vrem să fii spiritual. Nu înseamnă să stai cu ochii închiși și să faci așa. Să ștergi parbrizele, nu? Ca și ștergătoare. Eu așa le zic la noi la biserică. Nu? Nu ne cheamă Dumnezeu la asta. Nu ești spiritual cu chestii. Da, te cercetează Duhul lui Dumnezeu. Și vrei să ridici, ridică mâna înaintea lui Dumnezeu. Nu-i nicio problemă. Dar acolo se vede că scurge lacrima, că ești cercetat de Duhul lui Dumnezeu. Dar nu așa, tu ai venit și ăsta-i stilul, ăsta-i trendul. Să ne mișcăm, să fie fain și să nu rămânem cu nimic. Goi venim și goi plecăm. Eu ar vrea seara aceasta și zilele acestea, azi și mâine, cât stăm aici în casa lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, vreau să ne schimbăm atitudinea în ceea ce privește închinarea în generația tânără. Când te sfințești, tu nu vrei să ieși în evidență. Tu ai grijă, nu tu să te manifesti, ci Duhul lui Dumnezeu să se manifeste în casa lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu să se miște, nu noi să ne mișcăm. Duhul lui Dumnezeu să ne cheme, nu noi să vrem să venim. Vreau să vin la voi la biserică. Nu, nu-i din partea, nu-i din Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu te aduce, Duhul lui Dumnezeu face conjunctura suficientă și necesară pentru a te aduce într-un anumit loc. Nu da din coate. Nu încerca tu să ieși în evidență. Nu încerca tu. Eram la amvon cu păstorul nostru într-o duminică seara și vine un bilet. Și scrie ceva pe el, păstorul mi-l dă, zice, citește-l și tu. Citesc. Și scrie așa, nu înțelegeți că am o cântare. Zic, cine a scris așa ceva? Mi-a zis, dar nu vă pot zice că poate mă urmărește cineva de la noi, de la biserică. Zice, mi-a zis că vrea să cânte o cântare și am zis că nu este loc în seara aia, că trebuia să predic și nu era loc de multe cântări. Și-a venit biletul, nu înțelegeți. Și nu înțeles păstorul, că nu a pus-o, nu înțeles biletul. Ați înțeles? Astea nu-s atitudini din Duhul lui Dumnezeu. Astea nu-s atitudini din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu îți cunoaște și intenția. Ai cântat, ai vrut să cânți, nu a fost loc. Dumnezeu îți dă răsplătirea, pentru că tu ai avut inima bună să cânți. Nu a fost loc. Dacă nu te superi, ai trecut testul. Dacă ai trimis bilet că nu înțelegem, ascultă-mă, ai eșuat, ai pierdut binecuvântarea. Vă rog ceva, tineri dragi, la rugăciune, rugați-vă, asta trebuia să ziceți, amin. La rugăciune rugați-vă și la cântare cântați. E nevoie de lucrurile acestea. E nevoie de o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu. Să te prăbușești înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, vreau cu adevărat să mă închin înaintea Ta, în duh și în adevăr. Credeți că fiii lui Eli nu se închinau? Se închinau și ei, că erau preoți rânduiți de tata lor pentru a face slujba aceasta. Dar știți ce făceau? Își băteau joc, asta-i durerea. Să vii la lucrarea de tineret, să vii în lucrarea lui Dumnezeu și să fii o pricină de bătaie de joc a lucrării lui Dumnezeu. Să fii o pricină de potignire. Gândiți-vă la ceva. Venea omul ăla apăsat de păcat, da? Venea apăsat de păcat cu ieduțul, cu mieluțul acolo, să fie adus jertfă. Îl junghiau slugile, îl junghia preotul și îl puneau acolo, îl pregăteau să-l bage, să-l aducă ardere de tot, să-l ardă înaintea lui Dumnezeu. Și zice ce spune cuvântul Domnului, când înainte, am citit, înainte să îl pună la fript ca să se topească grăsimea, venea sluga și spunea, m-au trimis fiii lui Eli, preoții, m-au trimis și da aici, uite furculița cât e de mare, da aici. Și spune că zicea omul, dar vă rog frumos, își simțea păsarea de păcat și zicea, vă rog frumos, vreau să fiu iertat, vreau să mi fie primită jertfa, nu vă bateți joc de jertfa mea, nu vă bateți joc de ceea ce îmi doresc din partea lui Dumnezeu. Și o zic, dacă nu ne dai, luăm cu forța. Și știți ce spune cuvântul Domnului? Tinerii aceștia, versetul 17, se făceau vinovați înaintea lui Dumnezeu de un foarte mare păcat, pentru că ce făceau? Nesocoteau. Știi că poți păcătui prin nesocotire? Să nu înțelegi care e valoarea lucrării lui Dumnezeu. De aia tu, dacă n-ai o întâlnire cu Dumnezeu, tu nu vei putea trata cum trebuie lucrarea lui Dumnezeu. Tu vei fi vedeta bisericii. Tu vei fi vedeta bisericii, a casei lui Dumnezeu, a lucrării de tineret. Când ai o întâlnire cu Dumnezeu, tu nu-ți bagi joc de lucrarea lui Dumnezeu. Tu tratezi cu seriozitate la ceea ce te-a chemat Dumnezeu.
Gândiți-vă că îi forța pe amărâții ăia cu mielul. Îi dădea la o parte, dea cu ei de perete, lua cu forța și ducea la fiii lui Eli să se îngrașe, să mănânce bine. Vă întreb ceva. Cum mergeau oamenii ăia acasă? Veneau apăsați de păcat, da? Veneau apăsați de păcat. Să caute iertare la Dumnezeu. Că așa era legea. Aduci un miel, aduci să fie jertfit și ești iertat. Pui mâinile acolo și ești iertat de Dumnezeu. Jertfa nu era adusă cum trebuie. Gândiți-vă cât de tulburați plecau oamenii ăia acasă. Că oamenii ăștia, puși în față, își băteau joc de jertfa lor. Nu mai înțelegeau. Îi batjocoreau în cele mai solemne momente ale închinării. În cele mai solemne momente ale închinării. Îi batjocoreau. Batjocoreau, le lua carnea. Îi bulversa. Vreau să vă spun ceva. Am tot evitat. Un pic fac o paranteză. N-am vrut să vorbesc de îmbrăcăminte. Dar pentru că suntem la o seară de tineret, vreau să vă spun ceva. Surorilor, fetelor, eu cu tinerii, cu băieții, cel mai mult vorbesc. Eu de aia și arăt tânăr, nu mă dau cu Nivea, dar eu umblu cu tinerii. Dacă vrei să arăți bine, nu te mai da cu fond de ten, umblă la lucrarea de tineret. Stai acolo cu tinerii și îți spun, eu am învățat de la un lider de tineret care mi-a fost, are 72 de ani, 70 de ani, și i-am zis, cum de arătați așa bine? Zice, din cauza că am umblat cu voi, mă. No, și eu umblu numai cu tinerii. Îți spun ceva. Tânără drag, tu vii aici în față. Tu ești imaginea lucrării de tineret și tânără și tânăr. Ești imaginea lucrării de tineret pentru ăștia de pe bancă, da? Eu îi cunosc. Pe toți cunosc. Știu ce au în cap, știu poverile lor, știu apăsările lor. Vin și ei cu jertfa. Vor să plece iertați. Vor să plece eliberați. Dar ei nu se uită numai la tine. Pentru că ești îmbrăcat indecent. Ei de la lucruri din astea ori plecat de afară. Ei acolo ori băgat la coșul de gunoi. Nu vreau să dau multe detalii. Că înțelegeți mai mult, sunteți o generație smart. El vine să scape de povară. Și tu îți bați joc de lucrarea lui Dumnezeu. Prin ceea ce arăți. Prin felul cum te îmbraci. Băieților, ascultați-mă. Aveți grijă cum vă îmbrăcați și voi. Unii din băieți arată o tentă care nici n-aș vrea să o amintesc, care îți provoacă dureri de stomac și scârbă. La voi, la băieți, îmi permit să spun lucrul ăsta. Da? O venit cineva la noi la biserică, un băieț cu părul până aici. O zic că vor să cânte în corul de tineri. Mă cheamă dirijorul și îmi spune, frate Dani, vino domne, vorbește cu băiatul ăsta, cu părul, vrea, când îl văd, mă duc la el, vorbesc cu el, de unde îi, zic, auzi, uite, noi avem o singură, vreo câteva reguli, dar zic special, avem cu freza, totuși, dacă ai putea să te tuzi frumos, este loc la tineret, este loc, vino, tunde-te un pic și vino, se uită la mine, zice, frate, dar eu stuns. Mă, cum ești tuns, mă, ai părul până aici? Nu, zice, m-am tuns, că am fost mai lung. Ați înțeles? Asta e cu părul. Dar și cu îmbrăcămintea. Când ești băiat cu părul lung, știi ce inclinație arăți, da? Nu amintesc, eu numai că voi știți. Când vin îmbrăcat cu skinny pe tine, nu râdeți, băieți. Dar nu-i de râs. Pentru că e o mare durere lucrul acesta. Dar nu știu dacă ai voș, că e mai ușor să spui, să aduci pe altul ca să spună. Dar să știți, asta arată înclinații care-s dureroase, care lui Dumnezeu îi provoacă scârbă. Ok, tu la biserică vii îmbrăcat, ok, dar pe stradă mergi îmbrăcat cum vrei tu, sau fetele. De aceea vreau să vă spun că Dumnezeu este sfânt. Și mai zic încă o dată, Dumnezeu este sfânt. Și mai spun încă o dată, Dumnezeu este sfânt. Zice că cei 24 de bătrâni își aruncau cununile în fața lui, înaintea lui. Și noi suntem înaintea lui. Și știți ce strigau?
Strigau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Și de-au zis, cuvântul lui Dumnezeu a zis: dacă Domnul este Sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. De aceea noi trebuie să aducem sfințenia lui Dumnezeu peste noi și peste lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu. Vreau să trec la ultimul gând în seara aceasta. Fiii lui Eli ori încercat, i-a adus Dumnezeu la un test. Ori trăit toată viața lor cum or vrut, ori făcut ce or vrut. I-a adus Dumnezeu față în față cu războiul. Aveau război. Știți ce ori luat fiii lui Eli ca să se folosească ca și scut? Ori luat chivotul lui Dumnezeu. O zi, nu-i problemă că noi am trăit cu femeile alea. Nu-i problemă că noi băgam furca în carne înainte să se prăjească. Nu-i o problemă că noi avem un scut. Care-i scutul? Chivotul luăm cu noi. Și chivotul lui Dumnezeu de obicei îi proteja poporul lui Dumnezeu. Dar pe ăștia nu i-au protejat. Pentru că Dumnezeu a trimis moartea peste ei. Și moartea nu s-a oprit în chivot să zică: mă, nu eu mor, mă, pe ăștia. Ori lua chivot, o zis, cu chivot o să avem putere. Cu chivot o să avem biruință. Și n-or avut. Pentru că vă spun ceva, nu cu chivot o ai biruință, ci cu viața trăită în sfințenie, în sfințenie înaintea lui Dumnezeu. Cu o viață trăită în sfințire înaintea lui Dumnezeu ai biruință. Ăsta e lucru care declanșează protecția lui Dumnezeu. Ăsta e lucru care declanșează binecuvântarea lui Dumnezeu. Și ar vrea ca Dumnezeu să ne ajute din seara aceasta să ne schimbăm atitudinea și să ne sfințim înaintea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și ultimul lucru care vreau să-l spun în seara aceasta: prin sfințire vedem ce poate face Dumnezeu pentru noi. Prin sfințire vedem ce poate face Dumnezeu pentru noi. Când poporul se sfințește, Dumnezeu își arată puterea. Tu nu postești, tu nu te sfințești ca să arăți cât ești tu de tare. Nu, nu de asta. Ci că prin sfințire, prin post, prin smerire, declanșăm puterea lui Dumnezeu. Acolo se vede puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-i interesa și pe el nu-l împiedică să-ți dea biruință faptul că ești mic de statură, că ești slab, că ești fricos, că ești nebăgat în seamă. Nu-l împiedică pe Dumnezeu lucrul acesta să-ți dea biruință. Nu. Să știi ceva? Sfințirea întotdeauna l-a atras pe Dumnezeu lângă tine. L-a adus pe Dumnezeu ca aliat în viața ta. Samuel, când l-a chemat Dumnezeu și a început să se folosească, prima vedenie care a avut-o, a avut o vedenie pentru Eli și pentru casa lui. Un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Un cuvânt greu pentru casa marelui preot. Și știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că Dumnezeu, pentru că inima lui Samuel era o inimă curată, Dumnezeu investește în el. Dumnezeu se folosește. Un copilaș, un tinerel, un om timid, un om care au avut exemple pe niște curvari. Ați înțeles? Uite că se poate să nu mergi la femei și dacă ai exemple rele în casă. Taică tu s-o despărți de maică ta din cauza că o mers cu una, da? Și uite că se poate să rămâi sfânt înaintea lui Dumnezeu, deși toată ziua cureți masa după niște curvari. Și Samuel a avut exemple rele lângă el. De asta zic eu: Doamne, tăi, băi, ăștia, am văzut ce prostii fac. Păi normal că n-a rezistat. Normal că nu. Uite că Samuel, știi ce arată? Că poți să trăiești sfânt într-o casă de ticăloși. Poți să trăiești sfânt lângă niște oameni prăpădiți. Eli nu mai avea putere să-i mai schimbe, să-i mai... Nu au făcut lucrurile la timp. Și-or veni vremea când ăștia trăiau cum doreau ei. Și făceau ce voiau ei. Și de ce spune Biblia? Că Samuel s-a păstrat curat înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a investit în el. Iosua a fost un om, ca să vedem slăbiciunile noastre, dacă îți lăsați acolo în sfințire înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu se folosește de noi ca să lucreze în generația noastră. Iosua a fost unul, deși a fost general, deși a fost mâna dreaptă a lui Moise. Știți ce spune Biblia? Că ăsta, parcă la niciun om nu i-a zis Domnul de atâtea ori: nu te teme, mă, îmbărbătează-te. Citiți cartea lui Samuel, mai ales cartea lui Iosua, o să vedeți, primul capitol e plin de nu te teme și îmbărbătează-te. Ăsta tremura. Cum, mă, ce general de armată ești tu? Arată-te că ești puternic, arată-te că ți-ai luat diploma de general, ți-ai dat doctoratul în Ministerul de Interne, arată-ți, în Ministerul de Apărării. Nu, Iosua și arăta tremuratul înaintea lui Dumnezeu. Și zice, spune Dumnezeu: nu-i bai, mă, că tremuri, că eu sunt cu tine.
Așa eu zic, nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Îmbărbătează-te și nu te teme. Nu ți-am dat eu porunca aceasta? Cât ești de timid, cât ești de timidă, cât ești de nebăgat în seamă. Dacă Dumnezeu e lângă tine, ai tot ce trebuie pentru a avea biruință. Dacă Dumnezeu se asociază cu tine și se lipește de tine și tu te lipești de Dumnezeu, ai toate premisele ca să poți duce o viață de biruință. Să știi ceva? Totdeauna biruințele și dacă uitați tot ce am zis în seara asta, măcar asta să țineți minte, biruințele întotdeauna vor veni pe măsura sfințirii. Biruințele vor veni pe măsura sfințirii. Numai Samson a crezut că poate să facă ce vrea și o să aibă totdeauna biruință. Numai fiii lui Elior crezut că ei pot face orice vor la închinare, că Doamne s-a ascultat, dar dacă le place de mine, dar dacă le... Ce contează? Ce contează că trăiești în concubinar? Bine, nu știe nimeni, dar tu vii și ne cânti în față. Uite că Dumnezeu e curios. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Eu crezut că poți să ai biruință în orice moment. Și uite că Dumnezeu aduce momentul să demonstreze că nu au biruință. Ori au avut nevoie de apărarea lui Dumnezeu, de protecția lui Dumnezeu. Știi ce face Dumnezeu? Nu-i protejează. Samson, când a dat brațele lui Dumnezeu pe brațele Dalilei, Dumnezeu l-a părăsit. Dumnezeu s-a întors. Nici nu a simțit ăsta că a plecat Dumnezeu. Câți pot spune, Doamne, eu am simțit că a plecat Dumnezeu de la mine? Că Dumnezeu, știți cum pleacă? Atâta de întristat că nici nu-l simți când pleacă. Samson, când din urma neascultării, când i-or tăia părul, când a rămas fără putere în brațele Dalilei și a strigat Dalila, filistenii sunt asupra ta, Samson. Știi ce a zis Samson? Știu ce fac. Știu ce... Care-i cântarea aia? Că știu, că am avut biruință data trecută. Eu am fost la Muntele Sionului cu cântarea aia, toți au explodat. Am fost la Timișoara, cântarea aia o mers la Arad. O să meargă și în seara asta. Și-o zis Samson, voi face ca și mai înainte și mă voi scutura și voi rupe legăturile. Dar zice cuvântul lui Dumnezeu că se întâlnește față în față cu tragedia vieții lui. Și spune așa Biblia. Dar nu știa că Domnul se depărtase de el. Cea mai mare tragedie, să crezi că Domnul e lângă tine și de fapt Domnul să se fi depărtat de tine. Să-l strigi pe Dumnezeu și să nu-ți răspundă. Să-l cauți și să nu-l simți. Să-l cauți și să nu-l vezi. Să-l chemi și să nu vină. Asta e cea mai mare tragedie. Ar vrea în seara aceasta să ne pregătim să cântăm o cântare. Și vreau să cântăm o cântare binecunoscută. Știți ce spune cântarea aceasta? O inimă curată este tot ce doresc din partea ta. Dumnezeu e gata să-ți o dea. Haideți aceea în față. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Vreau să cântăm din cântarea aceasta și să ne rugăm la final înaintea lui Dumnezeu. Cântarea aceasta e o dorință din partea noastră. Dar spun că Dumnezeu e gata să-ți dea o inimă curată. Dar vreau să te întreb, ce faci cu inima asta? Cu inima aceasta care Dumnezeu vrea să-ți o dea. Că mulți au început bine și s-au pierdut pe drum.